Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare ne vom uita ce gânduri are persoana voastră de interes și pe care nu vi le-am mai spus până acum. Desigur, printre ele este posibil să dăm și de câteva gânduri pe care vi le-a spus. Aceasta va fi, hai să zicem, ca un fel de confirmare a voastră că într-adevăr mesajul este pentru voi. Și de asemenea, țineți cont că dacă doriți să facem un curs de tarot intuitiv, eu îl lansez pe primul în 1 octombrie, unde aveți ocazia să vedeți exact modul în care interpretez eu cărțile atât pe YouTube cât și în etalările private. Mai departe. Dacă doriți o etalare personală cu mine, găsiți toate detaliile în descriere și nu numai atât, dar aveți oportunitatea să mă contactați, să îmi sugerați ce titluri doriți pe YouTube și eu ulterior să le înregistrez. Am să vă rog să trimiteți aceste sugestii fie în mesaje pe WhatsApp sau fie pe mail, astfel încât ele să rămână scrise, să fie cât de cât confidențiale și să am acces ușor la ele. În regulă? Bun, mulțumesc! Hai să vedem trei gânduri, sau mai multe gânduri, vedem. Întâi vom vedea energia persoanei voastre, să vedem cine este de fapt această persoană și cred că mai bine iau și cărțile astea. Inițial nu voiam, dar dacă tot suntem aici, de ce nu? Cine este această persoană? Avem un eremit. Vreau să trag atenția că pentru unii dintre voi acest eremit poate să fie într-adevăr o persoană din Zodia Fecioare. Eu o să fac asemănarea cu tarotul, dar nu neapărat, da? Dar aici mai poate să fie pur și simplu o persoană care are tendința de a sta destul de singură, de a se focusa strict pe viața sa interioară, se ocupă de diferite activități creative. S-ar putea ca, dacă voi nu sunteți extrem de apropiați de această persoană, să nu vă dați seama că are activități prin care își exersează creativitatea. Această persoană poate să fie chiar foarte sensibilă la felul în care alții o judecă și uneori această persoană poate chiar să refuze să ajute persoanele din jur, nu neapărat că n-ar vrea, dar poate exista o teamă că nu este suficient pentru ceea ce se cere în societate și poate să se simte un pic inferioară această persoană. Este o persoană care se deschide destul de greu în fața celorlalte persoane și pare destul de serioasă mai tot timpul, nu este neapărat o persoană care glumește tot timpul, este o persoană care efectiv se simte mult mai în siguranță, se simte ca într-un cocon în propria sa casă și atunci alege foarte mult să petreacă timp în casă. Atenție foarte mare, pentru că aici s-a întâmplat să cunosc un eremit, dar ce m-a indus în eroare, pentru că totdeauna mi-apărea cartea eremitului, este că eu îl vedeam, dar îl vedeam cumva, cum să zic, sociabil. Îl vedeam că, nu știu, într-un fel vrea să atragă atenția sau că este ok cu a fi în public. Însă, de fapt, când am ajuns să cunosc de fapt această persoană într-un mod mult mai profund, atunci am descoperit că de fapt această persoană este într-adevăr mai izolată. Nu neapărat că este chiar atât de sociabilă pe cât vrea să pară, dar în anumite circunstanțe, în momentul în care această persoană poate crede că are nevoie de cineva, atunci devine mai sociabilă. Sau dacă are un interes față de cineva, este brusc mai sociabilă. Bun. Hai să vedem ce alte caracteristici are această persoană. Deci poate să fie pentru unii dintre voi chiar și situația asta, în momentul în care are nevoie de cineva sau vrea să se bage în seamă cu cineva de bine sociabilă, dar în rest, liniște total. Ce v-am zis că poate avea activități creative? Este o persoană care poate să scrie poezii sau este pur și simplu atrasă de artă. Este o persoană care are un fel specific de a folosi cuvintele. Este o persoană foarte bună cu cuvintele de altfel. Dar așa cum poate să construiască, așa cum poate să facă ceva frumos, așa cum poate să facă pe toată lumea să se simtă mai bine, întotdeauna găsește câte ceva pozitiv despre fiecare, exact așa poate să-și distrugă prin aceeași calitate. Deci este o persoană care știe foarte bine ce spune și știe cum să spună anumite lucruri, astfel încât să ajungă mult mai bine la sufletelul fiecăruia și în sens pozitiv, dar și în sens negativ. Deci un pic de atenție pentru cei care supără această persoană, pentru că na, o să vă cam afecteze. Cu
Cartea Pionerului. Această persoană este extrem de implicată în ceva pentru care are o pasiune. Nu este neapărat ceva care reușește să monetizeze în acest moment. Își dorește să facă asta, cred că nu a reușit încă, dar cred că va încerca până ce în cele din urmă va reuși, iar cu arhetipul prostituatei accentuează provocarea de a supraviețui fără a negocia puterea spiritului. Aici cred că această persoană poate să trăiască din ceva ce face independent, din ceva ce face de una singură. Această persoană este pasionată de venituri pasive și de lucruri de această natură, dar nu cred că se stresează atât de mult până la, nu știu, să-și creeze cine știe ce veni din asta, deși ar putea. Nu cred că această persoană își acoperă strict necesitățile sale și după nu o interesează dacă mai departe sunt bani sau nu. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine, dar nu face o prioritate din asta. Este o persoană care vrea să obțină bani, dar nu aleargă după bani. Vrea ca banii să vină spre aceasta. De asta zic, această persoană poate să aibă niște moduri de a încasa bani un pic mai atipice, un pic mai stranii, care nu neapărat să se încadreze într-un job normal sau poate să aibă pe lângă un job normal astfel de activități, dar nu cred că voi, dacă vă regăsiți cu persoana voastră în această etalare, nu cred că această persoană depinde doar de salariu. Deci efectiv nu cred. Poate că nu spune ce activități are, dar are și alte activități. Să vedem ce gândește vis-a-vis de voi. Vă vede ca fiind persoane foarte frumoase. Regina de cupe, nu doar este o regină foarte sensibilă, foarte iubitoare, plină de compasiune, plină de empatie, dar această regină, mai presus de orice, este și o regină care este frumoasă în interior, dar și în exteriorul său. Această persoană vă apreciază aceste calități și pot să zic că vă vede, desigur, într-o lumină romantică, doar că nu aș putea să bag mâna în foc pentru toată lumea. Această persoană vă exprimă în mod direct asta. Atenție, pentru că această persoană vă poate folosi drept muză. Această persoană poate să scrie foarte mult gândindu-se la voi, dar nu neapărat că vă explică chestia asta. Nu neapărat că vă arată ceea ce face. Nu neapărat că este ceva de natura asta. Voi oferiți acestei persoane inspirație, simte o conexiune foarte puternică vis-a-vis de voi și, sincer, dorește să vă abordeze. Persoana asta, fie că e femeie sau bărbat, dorește să vă abordeze în primul rând pentru o situație romantică, dar, desigur, vrea să să folosească și de inspirația divină pe care o are. Simte că e o conexiune foarte puternică între voi, este o conexiune de suflet, într-adevăr, cu îndrăgostiții, dar cu cavalerul de cupe și cu cavalerul de pentagrame, trebuie să știți că această persoană nu neapărat se grăbește să facă lucrurile oficiale, nu neapărat se grăbește să facă un pas superior în relație, dacă la asta vă gândiți în legătură cu această persoană. Este o persoană care și ea tot timpul vă analizează din cap până în picioare, vă analizează pe toate părțile posibile, este o conexiune și așa foarte intensă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că în contextul în care voi, de exemplu, ați apărea prea needy, de exemplu, voi ați deveni codependenți de această persoană, atunci această persoană ar tinde să fugă dinspre voi. Este bine să nu fiți codependenți și să nu neapărat încercați să grăbiți lucrurile. Dacă vreți să fiți cu această persoană pe un termen mai lung, pentru că este ca și cum această persoană efectiv nu răspunde bine nici la a se simți că se trage de el spre a veni mai aproape, dar nici în a impune ceva. Persoana asta este un spirit liber și nu suportă ca altcineva să impună ce să facă sau care să fie următorul sau pas în viață sau ce ar trebui să gândească, cum ar trebui să gândească și așa mai departe. Dacă voi faceți acest lucru cu această persoană, deja ați pierdut-o din start. De ce v-aș atrage atenția să fiți un pic precauți în legătură cu această situație? Și voi trebuie să știți că dacă voi vă întrebați dacă această persoană este atrasă sau are sentimente sau există totuși ceva în sufletul acestei persoane vis-a-vis de dumneavoastră, cu regina de cupe, cavaler de cupe și îndrăgostiții, cu siguranță este această persoană, se simte foarte atașată brusc de voi. Este o conexiune de suflet, deci, desigur,
Nu sunt sentimentele astea degeaba, dar nici nu puteți miza pe ele ca să reușiți să trageți de această persoană într-o direcție sau alta și să scăpați, să zicem așa, nepedepsiți. Deci un pic de atenție în legătură cu asta, pentru că doar pentru că această persoană într-adevăr are sentimente față de voi, asta nu înseamnă că această persoană vă va lăsa să faceți ceea ce considerați voi că trebuie și să treceți cumva peste voința acestei persoane, da? Vreau să văd câteva temeri ale acestei persoane. Hai să vedem. Iubește într-un mod onest, fără a avea tendința să manipulezi. Cât de greu este să iubești? De fapt, devine dificil să iubești atunci când celălalt nu corespunde așteptărilor tale și nu îți împlinește nevoile. În aceste momente, tentația de a-l controla pe celălalt este mare, manipulându-l pentru a merge în aceeași direcție ca tine. Nu ceda tentației și alege să iubești liber, fără să manipulezi. Deci, da, această persoană se teme ca voi, în momentul în care vedeți că această persoană nu corespunde, atunci voi veți încerca să manipulați, voi veți încerca să trageți de această persoană. Iar în momentul în care voi faceți asta, atunci lucrurile nu vor fi neapărat așa cum sperați și efectiv această persoană se va retrage din viața voastră. Alege pe cât posibil să te exprimi în deplină siguranță. Nu îndrăznești întotdeauna să te exprimi conform naturii tale, din teama că vei fi subapreciat sau respins de către ceilalți sau pentru a nu genera un conflict. Dacă renunți să te exprimi în acord cu valorile tale profunde, renunți la o parte din integritatea ta. Alege ca de acum înainte să te exprimi liber, firesc și spontan, plin de încredere în sine. Deci, da, această persoană își folosește arta pentru a exprima tot ceea ce nu simte că poate sau nu consideră că poate în viața de zi cu zi. Ar putea, dar este nevoie de muncă pentru a reuși această persoană să se exprime total liber, așa cum își dorește și așa cum o face și prin arta sa. Deții puterea de a spune da. Știi că ai puterea de a spune da în orice situație care te interesează, dar dacă ești speriat că acest da îi enervează pe cei din anturajul tău. Da. Este o persoană care se teme să fie văzut, adică nu se teme să fie văzut diferit, de asta este eremit și de asta stă mai în colțul lui, dar se teme că lucrurile cu care vine această persoană s-ar putea să fie un pic cam prea puternice pentru ceilalți și atunci ceilalți să caute să saboteze efectiv această persoană. Ești cât mai repede din starea de confuzie, trăiești într-o situație în care nu mai vezi clar și îndoielile revin la suprafață. Intenția ta de exprimare s-a transformat în neputință pentru că ți-ai pierdut direcția. Ai încredere în tine și încrede-te în busola ta interioară, te va ghida către adevărul tău. Deci această persoană are intuiție, dar, cum să zic, îi este teamă să se exprime, îi este teamă să fie acea persoană deschisă, onestă, să spună lucrurilor pe nume. Este teamă de a fi judecată, este teamă că dacă începe să spună anumite lucruri nu va fi văzut sau văzută bine. Toate acestea sunt temeri pe care această persoană le are și care îi influențează foarte mult comportamentul. Deci am să vă rog să țineți cont de asta în momentul în care interacționați cu această persoană. Și în cele din urmă, gândurile sale vis-a-vis de dumneavoastră. Eu sunt ajutat. Aici, în legătură cu interacțiunile sale cu voi, atenție că această persoană poate să ceară sfatul unor prieteni, unor cunoștințe, unor persoane care de regulă sunt mai bune în sfera datingului și dacă vi se pare că această persoană este schimbătoare, pentru că există momente în care această persoană acționează de una singură și există momente în care această persoană ascultă sfaturi, de aceea vi se pare comportamentul schimbat. Te urmăresc. Atenție foarte mare pentru că această persoană are tendința de a vă urmări destul de mult pe rețelele de socializare și nu neapărat, nu doar atât. S-ar putea ca această persoană să se uite destul de intens la voi. Voi să simțiți asta pentru unii dintre voi, pentru cei care aveți destul de multe tangențe cu această persoană în viața de zi cu zi. Și dacă erați nesiguri în legătură cu asta, ei bine, nu aveți de ce să fiți nesiguri. Această persoană încă este prinsă în ego, deci atenție foarte mare pentru că această persoană, dacă cumva se zice că ceva nu este în regulă sau ceva, nu știu, trebuie schimbat, această persoană se activează și vine cu toată forța. Problema este că asta poate distruge foarte mult relațiile sale din jur, deci atenție foarte mare în momentul în care îi oferiți o critică constructivă, un pic de atenție în momentul în care trebuie să-i spuneți lucrurile exact așa cum sunt, că nu e bine ceva sau ceva de această natură. Mare grijă cum
faceți asta, încercați să folosiți tehnica sandwich, asta înseamnă ce? Efectiv, când aveți o chestie negativă de livrat, puneți-o într-o de două pozitive. Deci, să zicem, uite, îmi place atât de mult arta ta pe care o faci, ești o persoană creativă și așa mai departe. Dar, să zicem, ești foarte bun pe a compune, pe a scrie poezii și așa mai departe, dar nu ești atât de bun pe partea de cântat. Eu nu cred că tu ar trebui să mergi mai departe cu acest hobby de a cânta. Dar, pe de altă parte, ar trebui să te focusezi mai mult pe ceea ce faci deja bine sau să încerci să creezi alte tipuri de cărți pentru că ai un talent înnăscut în a desena sau încearcă să pictezi pentru că, iarăși, te poți pricepe foarte bine la desenat, la pictat și atunci, iarăși, asta te-ar ajuta foarte mult să te dezvolți în carieră. Lucruri de natura asta. Această persoană se învinovățește după ce reacționează destul de urât, chiar dacă uneori nu puteți vedea asta, chiar dacă această persoană, după ce se simte cumva jignită sau criticată, dispare, trebuie să știți că în acea perioadă se învinovățește, dar asta nu înseamnă că vă demonstrează, asta nu înseamnă că arată, asta nu înseamnă că el sau ea va spune vreodată îmi pare rău. Nu, nu văd asta. Două secunde că mi s-a întors o carte. Îmi lipsește, această persoană vă simte lipsa. Și mai departe, această persoană vrea să fie cu voi, această persoană se vede cu voi, visează să fie cu voi, se gândește la următoarea voastră întâlnire, dacă între voi au existat deja interacțiuni intime, indiferent că sunteți în separare sau nu, să știți că deja se gândește la următoarea voastră întâlnire și dacă sunteți în separare, nu știe exact cum să facă și cum să abordeze situația, astfel încât să fie tot viteaz, tot în ego, dar totuși să vă invite și voi să acceptați să vă întâlniți încă o dată. De asemenea, avem faptul că această persoană visează la voi, deci să nu vă mirați, să nu vă temeți. Această persoană este cu gândul destul de mult la voi, poate scrie foarte mult în legătură cu voi și de aceea imaginația sa este foarte mult înspre voi. Trebuie să știți că această persoană vă dorește, această persoană vrea să fie cu voi, această persoană se vede cu voi, doar că nu grăbește în termen de stabilizare a relației. Pur și simplu, această persoană vrea să exploreze lucrurile la maxim și apoi, dacă se sesizează că voi nu ați deranjat această persoană cu nimic, n-ați criticat-o prea tare și așa mai departe, abia atunci trece lucrurile la un alt nivel. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și ne auzim cât mai curând. La revedere!